Eu sunt Albert și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta să facem un episod de Build Battle cu abonații și, bineînțeles, o să le spun să stea în camere pentru că o să începem. Așa. Dacă vreți, toată lumea jos. Cine spart aici? Așa, și o să pornim. Așa, tema de astăzi este animale. Așa, din păcate a ieșit cineva, dar nicio grijă, tot o să începem. 3, 2, 1 și... Așa, o să așteptăm. Acum să vedem ce o să facă ceilalți. Așa. Fără echipe. Într-o cameră. Așa. Așa, și oricum ar fi. Să vedem ce fac concurenții. Așa. O să începem toată șmecheria. Așa, concurenții nu au voie să trișeze. Să vedem. Ce pot să facă? Deocamdată acum își iau materialele. Cred că suntem pregătiți. Să vedem ce o să facă jucătorii. Așa, hai să vedem. Așa, oricum ar fi. Să vedem. Acum eu o să stau și o să privim. Dar hai mai bine ca să revin imediat. Și să vedem ce fac ceilalți. Văd că Rareș s-a apucat, cred că de o oaie. Deja este destul de bine. Pe aici, pe acolo. Și aparent tipul acesta, că n-am cum să zic, Mihai, construiește un țarc. Ceva în genul? Îmi dau seama. Rareș construiește ceva mai micuț, așa. Și să vedem ce mai pun pe aici. Adică, da, e destul de bine, destul de bine. Nu pot să zic nu. Văd că deja Mihai s-a apucat cu natura. Foarte frumos el copăcelul. Așa, nu uitați, dacă vreți, mai vreți să fie de cu Build Battle pe Multiplayer Master,
să vă abonați, să dați like și eu să vă adaug. Oricum ar fi. Așa. Văd că rare și construiești ceva oiță. Dar, Doamne ajută, ce? Cu atât de mulți oameni pe această mapă. Mihai, faci destul de bine. Da, dacă te uiți la video ăsta, eu te felicit pentru că ești destul de bun la peisaj, fără supărare, Rareș. Dar și tu ești destul de bun, uite, faci o oiță destul de cute. N-am ce zice. Da, că asta e o oaie. Oricum ar fi, nu-mi dau seama ce face Mihai. Chiar nu-mi dau seama. Mihai, dacă te uiți la videoclipul ăsta, frate, să-mi spui și mie în comentarii ce naiba face aici. Totuși, mișto skin. Nu-mi dau seama. Deci chiar nu-mi dau seama. Rareș, văd, m-a pus și obraj. Habar n-am, chiar n-am habar ce face. Dar sper să faceți cât mai frumos, băieți, pentru că nu toată lumea are șansa asta să vină pe o filmare și să facă la Bill Battle. Oricum ar fi, cred că e destul de bine. Pe aici văd că a lăsat gol. Bine, nu dau seama ce face. Ce s-a făcea o găinușă, ce cute! E destul de cute. O găină. Dar nu prea seamănă. Mă rog. Da, totuși o seamă încet, încet. Bine, Mihai n-auzi bine? Sau eu am zis animale. Oricum, Rareș s-a apucat destul de bine. Oricum, deja au trecut 5 minute și mai sunt decât 10 minute. Așa. Bine, eu chiar nu știu ce face tipul ăsta. Văd că s-a apucat să fac o cameră pe aici. Habar n-am ce face. Dacă mă scuzați. De la facerea acestea. Așa, oricum ar fi. O să stau aici și o să mai vedem ce mai fac. Eu deja mă plictisesc aici, habar n-am ce face și Rareș. Bă, Rareș, ce naiba e asta? Fără spărarea, ce e asta? Este oaie? Habar n-am. Acum știu ce face! Sau nu? Sau da? Nu-mi dau seama. Cred că face un fel de iepure. Habar n-am. Da, oricum ar fi, unul dintre ei o să fie câștigător din cauza că ceilalți doi n-au părăsit și, din păcate, nu mai am altceva de făcut. Unul a început să spargă, altul a ieșit. Deci, cam da. Oricum ar fi... Bine, e destul de ok și asta. Așa, oricum ar fi. Bă, chiar face, mă, un iepure tipul. Chiar îl face. Bine, habar n-am ce face, sigur. Cred că face un iepuri și face cum se uită la morcovel. Cred. Sper. Așa, oricum ar fi. Rareș, habar n-am ce face pe aici. Bă, Rareș, ai stricat din cameră. Bă, nesimțirea nu se ia aici, fără supărare. Oricum ar fi. Sper să... mai veniți și, da, și data viitoare când mai facem chestii dintre astea. Și da. Deja mai au trecut 10 minute.
a trecut 10 minute din toată filmarea, a făcut. Și mai au 5 minute. Mai sunt 5 minute. Așa. Plânge? Sau nu dă eu seama bine? A, nu. Bine, asta are o față de noob. Are o față de noob. Și scuzați de restonul ăsta, dar n-am avut cum să-l las tucund. Așa că da. Nu mă judecați. Bine, fă-ți-o că asta e destul de drăguță. Rare și n-ai voie să te uiți. N-ai voie să te uiți. Înapoi. Scuzați dacă se aude ceva în fundal, dar eu nu sunt la mine acasă. Sunt la niște rude. Și sincer, mă bâză o muscă de azi dimineață. Și nu mai am ce face. Deci pe bune, mă bâzăie. Aș vrea să-i dau drumul, dar nu prea acum. Mie e destul de frig aici, că e foarte frig, adică pe bune. What the heck? Ce naiba? De ce ai pus un copac aici? Pe bune! Vă răzbărare, dar serios acum. Serios! Asta a acoperit și ieșirea. Hai, de capul meu. Până una alta, până își fac ei aici renumitele lor picturi și tablouri și restul. Hai să ne bucurăm și să reparăm tot ce au făcut ceilalți. Pentru că da, oamenii nu sunt așa cum par. Așa, să vedem. Aici punem așa, aici așa și aici așa. Iar în cealaltă parte luăm și îi punem așa. Scuzați dacă se văd butoanele, dar nu puteam, pur și simplu chiar nu puteam să rezist fără ele. Bine, de mine că am ciudat chestia asta. De ce naiba l-a făcut atât de mare? Măcar copacul putea să facă mai mare. Bine, ce rareș. Scuză-mă că zic, dar pe bune acum, ce naiba faci un copac și pe care îl tai? Serios. Adică, ce naiba, ți rosești toate minutele. Uite, mai sunt deja 3, mai sunt 3 minute. 2 chiar. Deci, practic, grăbiți-vă. Bă, rareș, ce naiba a făcut pe aici? Bă, ce naiba? Ce naiba fac pe aici? E așa cum a pune iarbă. Ok. Oare ce fruct sau legumă sau orice ar fi aici? Ar trebui să... Un măr? A făcut un măr? Cred că a făcut un măr. Sau altceva? Nu, altceva. Sau nu? Sau da? Habar n-am. Bine. Habar n-am ce-i ăsta. Tipul ăsta nu e chiar normal. Scuze, rare, și dar pe bune acum.
Oh, domnie. Bă, dar ce naiba, acum se puseră toți. Domne, ce naiba. Bine, cred că ne-am lungit cam destul. Dar, oricum ar fi, eu să-i mai las 2 minute. Pentru că nu prea vreau ca să văd desenele astea neterminate. Așa că o să fac să aștept până la 20 de minute. Heck, ăsta. Bine. Asta se duc cu Elytra când face Bill Battle, ce naiba. Cine face asta? Stai, ăsta cum a ajuns aici? A, Mihairo. Zu Mihai. Bă, eu știu că ești Mihai. Rareș, dacă nu spargi partea din copac care iese din traseul tău, te descalific. Așa, a venit și sora mea în cameră, perfect. Da. Și apare mi-a adus slime. Bine, ok. Ce naiba. Bine. Era de la cutia asta, doar că am vrut să schimb cutiile. Bine, e cam ciudat, dar bine. Așa, concurenții se apropie deja de final. Văd că Rareș încă nu a spart partea. Bă, morcovei! Rareș, te descalific dacă nu o spargi. E ultimul advertisment. Advertisment. Și Antonia are văd ăsta. Dar ne facem ziua aici sau la Benzurgeria? Terminat. Mihai. Scuzați de chestiile care se au pe fundal. Rareș tot nu ascultă. Deja se încinge treaba aici. De ce naiba? Apare Mihai, a terminat.
Așa. Nu mai ai voie să spargi sau să pui. Ai o veveriță! Da! Wait, what? De ce n-ai face băiatul bun left the game în continuu? Așa a terminat. Să vedem. Rareș, tu ce ai făcut? Why? Băi, te mai las. Nu. Rareș, trebuie să spargi asta. E afară din partea ta. Da. Până sparge rare și o să-mi schimb și eu setările ca să auzi, să pot să fac și eu aici. Hai, rare, și că mai ești un pic. Uite, te ajut și Iona. Să fii și tu fericit. Să te mulțumești dintr-o pâine. Ai de capul meu. Prea mulți. Oh, gosh. De ce i-am dat ad? I-am dat ad și după. A trișat. Mihai. Te anunț câștigătorul. Ce trebuie să construiți? A pus în afara în afara părții lui. Și i-am dat o grămadă de advertismente. Așa, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați like și subscribe. Uite, deja ne-am dus la 24 de minute. Mihai, vrei să te abonezi la canalul meu? Când ieșim de pe mapă. A, da. Să cauți. Să cauți
videoul acesta se va numi Build Battle cu Mihai și Rareș. Ok. Așa. Acum îl postez. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați like și subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Am zis pa, pa. Așa, dificultăți. Oricum, pa, pa. Albert.